Bun găsit! Sunt Petronela și vă prezint horoscopul zilei. Gemeni, s-ar putea să aveți o mică neînțelegere cu partenerul de viață. Spre seară, o vizită la prieteni vă poate readuce armonia în cuplu și bună dispoziție. Aveți grijă să nu dați ocazia unor scene de gelozie. Rac, s-ar putea să fiți puțin confuz din cauza problemelor sentimentale. Nu vă încăpățânați să vă rezolvați singur toate problemele. Vă sfătuim să acceptați ajutorul celor din jur. Leu, puteți avea succes la studii, în colaborări și în tranzacții financiare. Toate acestea vă pot aduce câștiguri importante. După amiază, sunteți nevoit să plecați într-o călătorie. Fecioara, dimineață, nervozitatea vă poate pune într-o situație neplăcută. Riscați să declanșați o ceartă cu partenerul de viață sau cu o persoană mai în vârstă din familie. Ar fi bine să vă păstrați calmul și să vă concentrați asupra problemelor care sunt urgente. Balanța. În prima parte a zilei aveți de alergat în stânga și în dreapta. Sunteți indispus și aveți tendința de a exagera. Nu fiți încăpățânat dacă vreți să nu vă certați cu persoana iubită. Scorpion. Începeți ziua din plin cu energie și entuziasm. Aveți grijă să nu depășiți anumite limite și să nu provocați discuții în contradictoriu cu colegii. După amiază s-ar putea să aveți o problemă sentimentală neașteptată. Săgetător. Dimineața s-ar putea să vă pună pe gânduri o ceartă cu o persoană în vârstă. Întrebați-vă dacă aveți o atitudine corectă față de cei din jur. Să fiți mai prudent în conversațiile cu cei din jur ca să nu declanșați un scandal. Capricorn. Vă puteți ocupa de probleme financiare. Aveți șansa să redresați bugetul familiei. Dacă vi se propune o colaborare, ar fi bine să nu o refuzați. Vărsător. Dimineața sunteți nevoiți să faceți cheltuieli neprevăzute, dar necesare. S-ar putea să vă ocupați de o problemă urgentă a unei persoane dragi din familie. Pești. Este o zi bună pentru a vă pune în practică planurile de afaceri. Puteți să progresați considerabil pe plan financiar. Din dorința de a fi mai independent, s-ar putea să provocați ceva discuții aprinse în familie. Berbec. Începeți ziua hotărât să terminați o lucrare în casă. Un bărbat mai în vârstă din familie vă ajută cu bani, dar încearcă să-și impună punctul de vedere. Ar fi bine să evitați cearta, fiindcă astfel riscați să rupeți relațiile. Taur. Puteți avea un succes deosebit la întâlnirile de afaceri. Sunt bine aspectate și relațiile cu familia și prietenii. Dimineață vă întâlniți cu o persoană cu care nu v-ați mai văzut de multă vreme. Acestea au fost predicțiile astrale de astăzi. Rămâneți în continuare cu programele noastre Drăgoi TV.